Stimată comunitate, pentru a slăvi numele lui Dumnezeu, vom cânta imnul 580. Tatăl nostru, îți mulțumim că ai fost cu noi și că ești cu noi și în această clipă. Îți mulțumim pentru ziua aceasta, îți mulțumim pentru timpul frumos și pentru libertate, îți mulțumim pentru sănătate, pentru viață, pentru cei dragi. Te rugăm acum ca să vii în mijlocul nostru și prezența ta să ne facă mai înțelepți, ajută-ne ca să putem să vedem mai bine și să ne găsim drumul spre împărăția ta. Te rugăm să fii cu aceia care sunt în suferință, aceia care sunt în spații de război, cu toți aceia care din diferite motive suferă și fă ca prezența ta acolo lângă ei să le aducă bucuria veșniciei. Îți mulțumim că Tu ne asculți și faci mult mai mult decât îți putem cere. În numele lui Iisus. Amin. Amin. Thank you.
Mulțumim Domnului pentru binecuvântările Lui, pentru sabatul Lui, pentru faptul că suntem împreună și vrem să ne simțim ca într-o familie. Astăzi continuăm subiectul pe care l-am început cu ceva timp înainte despre sabat. Una dintre lucrurile care s-a întâmplat data trecută, tinerii au zis, domnule, n-am avut suficient timp să vorbim. Au fost foarte multe intervenții din sală, mai puține intervenții s-au pregătit, a fost un fel de hirănesc, cum zicem noi. Data aceasta o să le dăm lor o ocazie mai mare să vorbească și dacă este timp o să dăm de asemenea ocazia în sală pentru răspunsuri. Sabatul este un subiect cu care suntem obișnuiți, suntem adventiști de ziua șaptea, sau într-un fel ne gândim că este o aproape parte din noi sabatul, înțelegem bine, păzim sabatul adevărat. Dar sunt niște întrebări pe care tinerii le au sau sunt niște întrebări pe care ei le-au ridicat, pe care vor să le discute și astfel putem să ne adâncim privirea în această problemă a sabatului, să înțelegem mai bine. O să-i dau ocazia lui Dragoș să modereze discuția și eu am să traduc răspunsurile lor pentru dumneavoastră. Sunteți ok dacă punem întrebările în românește și vă răspundeți în engleză să nu traducem și întrebările? Ia, toată lumea înțelege? Perfect. Gata. Le putem traduce dacă nu înțelegeți, ok. Prima întrebare se referă la... Nu știu dacă vreți să facem o scurtă recapitulare la ce a fost data trecută sau mergem direct... Da? Vă amintiți? Care au fost cele două întrebări pe care le-am abordat data trecută? Prima și a doua. Așa. Prima a fost despre faptul că porunca a patra și Biblia în general spune ce să nu facem în sabat și rămâne totuși întrebarea, ok, știm ce să nu facem, ce să facem? Și am încercat să definim puțin de ce Biblia oferă un astfel de context. Restul întrebărilor, a doua întrebare a fost despre faptul că sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat și am discutat un pic despre acele aspecte. În continuare, întrebările noastre se focalizează într-o măsură destul de mare pe ce anume să facem în sabat. Care sunt lucrurile care putem să le facem, care sunt lucrurile de dorit să le facem și cred că această discuție o să fie benefică atât pentru noi cei care discutăm, cât și pentru dumneavoastră. Am convingerea că încă n-am ajuns la nivelul la care să știm tot ce avem de făcut și să facem tot ce trebuie să facem în această zi minunată pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o. Așadar, vom continua discuția de la acest punct cu ce anume putem să facem și prima întrebare se axează pe problematica ieșirii în natură. Sabatul este un timp în care putem să ieșim în natură. Cu toate acestea, ridicăm problema. Este păcat să faci exerciții de orice fel în natură în sabat? Sau este bine? Cum ne raportăm la acest aspect al ieșirii în natură? Ce părere aveți? Eu, în primul rând, să plecăm de aici. Este păcat să ieșim în natură în sabat sau nu? De ce nu este păcat? Nu trebuie să fim în biserică? Go ahead. Pentru că ne bucurăm de tot ceea ce a creat Dumnezeu. Renew our connection with God to see what He has made, just as He has made us. Admirăm creațiunea lui Dumnezeu și putem să ne conectăm cu El și să slăvim pentru toate lucrurile pe care le-a făcut. In the Bible, Jesus on Sabbath began walking through the vineyards to the hills as well. În Biblie, Iisus este prezentat în ziua de sabat umblând prin vii, prin câmpii, sau a fost în mijlocul naturii. A fost și la biserică? Da. Yes, so Iisus e un exemplu foarte frumos că seamănă cu noi și a fost și în biserică și în natură. La ce biserică mergea Avram? Isaac. Iacov. Nu? Erau biserici? Nu aveau biserici. Aveau sinagogi? Nu aveau sinagogi. Era cortul întâlnirii? Cortul întâlnirii a apărut la Moise. Deci avem patriarhii dinainte de Moise, care se închinau și ei petreceau sabatul în natură. Da? Deci nu e o problemă să mergem în natură. Ce facem în natură? We walk, we admire the scenery.
Mergem, admirăm peisajele. We enjoy it. We relax. Ne relaxăm. Okay. So when we add this aspect of we want to exercise and stuff, that's for our own, for ourselves. Când facem exercițiu fizic, facem exercițiu fizic pentru noi înșine. Ne îndreptăm atenția către noi înșine. So that's not something that we can enjoy that what God created. Și atunci nu putem să ne bucurăm de creațiunea lui Dumnezeu. Ne concentrăm asupra exercițiului. Și ce exerciții fizice s-ar fi cumva, n-ar fi, care sunt exercițiile fizice care sunt cele mai ispititoare să le facem în natură? You could easily go to the park and just walk around. But poți să mergi foarte simplu la parc și să te plimbi în jurul parcului. The moment you bring a ball. În momentul în care aduci o minge la și pui o minge, schimbă tot aspectul ieșirii în natură. Deci, e clar, mi-a plăcut această idee pe care a spus-o Luis în legătură cu faptul că, într-adevăr, mintea noastră nu poate să fie în două locuri în același timp. Ori ne concentrăm pe mingea pe care, sau pe... ne dea un exemplu Mihai aseară despre mountain biking. Când urci și când cobori. Nici la urcare, nici la coborâre nu poți să te concentrezi pe frumusețea naturii, da? E o problemă cu acest aspect al naturii și ce facem acolo. Aveți alte idei care vreți să le spuneți în legătură cu această problematică a naturii? Deci e clar că sportul nu ne lasă să ne concentrăm spre Dumnezeu. Meditația sau dacă stăm și ne plimbăm în natură, credeți că ajută? E bună? I think that when we stay in church and we have worship as a communion, we când stăm în biserică și avem servicii de închinare ca o grupă, we're surrounded by man-made objects and inanimate objects. Suntem înconjurați de lucruri făcute de oameni. Clădire, pereți, scaune, covor. I think that, you know, when we go out to the wilderness and reflect, we're able to see things as God intended them to be, per se. Când mergem în natură, putem să vedem în jurul nostru lucruri pe care Dumnezeu le-a creat. I think when many people ask themselves like is this okay to do on the Sabbath or not? Când oamenii se întreabă este ok să fac lucrul acesta în sabat sau nu? In regards to nature. Când se referă la natură acest lucru? I think the mindset that you have is very important. Cred că modul în care gândim despre sabat e foarte important. So, nature definitely helps you connect with God, but it can be used in a wrong way, I guess. Natura te poate ajuta să te conectezi cu Dumnezeu, să relaționezi cu Dumnezeu, dar poate fi de asemenea utilizată într-o direcție greșită. We have to remember that it's not a holiday, it's a holy day. Și trebuie să ne aducem aminte că nu este o zi de vacanță, este o zi sfântă, este o zi consacrată. Perfect. Ce ziceți despre înot? La toți ne place la ocean, de asta suntem. Sudul Californiei este renumit pentru faptul că suntem aproape de ocean. Și de câte ori ne gândim unde mergem, mulți dintre voi să mergem la ocean, nu? Ce zice despre mersul la ocean? Tot în natură, apa e natură, nisipul e natură. Ce putem face la ocean? Gata? Just a question to answer the question. What is the difference between a nice, quiet walk? Care este diferența între o plimbare liniștită și ușoară? And a soft swim by yourself in a pool somewhere. Sau o notă așa ușor relaxat într-o piscină calmă. So, ce ziceți? Question. Any thoughts? Brian? Are you, like, I think Ronaldo mentioned, is your mind and heart on God when you're taking this gentle swim? Ronela a amintit, este mintea ta îndreptată către Dumnezeu când înoți lejer și relaxat în piscină? Because usually when you swim, you don't think about other stuff besides swimming. Că de obicei când înoți nu te gândești la multe alte lucruri în afară de înotul pe care îl faci. Lynette, you want to say something? I actually mentioned this last night, but I think it goes for now too. Am menționat acest lucru și în discuția noastră de aseară, ne-am avut o discuție despre sabata seară la ora noastră de studiu, dar aș vrea să spun încă. My dad told me this story. Tatăl meu mi-a spus această întâmplare. And he was telling me about how he was talking with a woman. Îmi povestea cum vorbea cu o femeie.
And about the Sabbath, and vorbeau about Sabbath? What is, how you should spend it and how you should glorify God. Cum ar trebui să petrecem sabatul, cum putem să-i dăm glorie lui Dumnezeu în, în timpul zilei de sabat? And the woman was telling my dad that the way she glorifies God the best and that the way she feels closest to God. Și această femeie spunea tatălui meu, modul în care ea se simte cel mai aproape de Dumnezeu și dă slavă lui Dumnezeu is when she goes window shopping. Este când se duce la magazin și te duce să uite numai prin vitrină. Nu cumpără nimica, se duce la mall și numai să uită prin vitrină la lucrurile care sunt expuse. Walk through the mall and să plimbă prin mall, prin magazin. And look at what God created for us. Și să uită la lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat pentru noi ca să ne bucurăm de ele. Now, I think when you're talking about the Sabbath. Și cred că atunci când vorbim despre sabat, and you know, the things that you should do to glorify God, you can't just make. I feel like that's a ridiculous thing to do. Și când ne gândim la lucrurile pe care trebuie să le facem să-l glorificăm pe Dumnezeu, cred că acesta este un lucru nu foarte potrivit. Nu-l glorifică pe Dumnezeu. Because when you're walking through the mall, când mergi prin mall, când te plimbi prin mall, there's loud music. Este o grămadă de muzică. You're surrounded by people that have no regard of God at that time. Ești înconjurat de oameni care nici nu se gândesc la Dumnezeu în momentul respectiv. And you're not looking at anything that God created. Nu te uiți la nimic din ce a creat Dumnezeu. N-a creat nimic Dumnezeu în genul. Something that can beautify yourself for the week to come. Și te gândești mai mult la cum te poți înfrumuseța pe tine pentru săptămâna care urmează. So I think that when we're thinking about what we should do on the Sabbath, it shouldn't be the fact that we're in a pool alone. Și când mă gândesc la ce ar trebui să facem în sabat, ca să-l glorificăm pe Dumnezeu și mă gândesc la acest exemplu cu piscina. You have to think about how that's glorifying God. Să ne gândim cum acest not lejer și frumos îl glorifică pe Dumnezeu. Or how it's bringing you closer to him. Sau dacă această sesiune de not te aduce mai aproape de Dumnezeu. So I think that when you're deciding on something that you should do. Atunci când te gândești sau vrei să decizi ce ar trebui să faci în sabat? Your focus should be that that certain activity. Focusul nostru trebuie să fie acea activitate specifică. To bring you closer to God. Să te aducă mai aproape de Dumnezeu. And to build that foundation. Și să construiască o fundație. That will help you prosper and will help you grow in a certain way closer to Him. Și care să te asigure creșterea mai aproape de Dumnezeu și apropierea de El. That ok, mulțumesc. Back to the original question. Înapoi la întrebarea originală. I'd like to connect it to what Lynette just said. Vreau să conectez puțin ce am de spus cu ce a spus Lynette. When we exercise, the original question that was asked a month ago. Întrebarea originală care a fost pusă cu ceva timp înainte. Added exercising outside of nature. A adăugat exercițiu lângă ieșitul în natură. And the answer I had here was more relevant to that question. Și răspunsul pe care l-am pregătit eu era mai mult relevant la acea întrebare. But the way I see it, dar modul în care văd această problemă, and the way the Bible puts it, și modul în care Biblia prezintă această problemă, is it when you're doing an activity for yourself, când faci o activitate pentru tine, to make yourself look better, ca să arăți mai bine, or give yourself a personal advantage, sau ca să obții un avantaj personal, that does not bring yourself closer to God, care nu neapărat te aduce mai aproape de Dumnezeu, there's an issue. E o problemă cu asta. Whether it's working out in a gym or fie că te duci la gym și faci exercițiu, fie că te duci în natură și faci exercițiu. Exact. Întrebarea care se desprinde aproape natural din răspunsurile voastre ar fi, este o problemă, este un păcat dacă faci ceva în sabat care este plăcut pentru tine? Care este... No, the Sabbath, it should be something that you enjoy, should be a delight. Nu, din contră, sabatul trebuie să fie desfătare, trebuie să fie un lucru pe care îl... But there are things that we enjoy sometimes. Sunt lucruri care ne plac. That aren't fit for the Sabbath. Dacă nu sunt potrivite cu caracterul sabatului. So, I think, I mean, it's one day a week that God put aside. Este doar o singură zi din săptămână pe care Dumnezeu a pus-o deoparte. For us to do things that we enjoy, but also that glorify Him. Ca noi să facem lucruri pe care ne plac, dar în același timp să-i dăm slavă Lui prin acele lucruri.
Deci, dacă ar fi să spunem în alte cuvinte, ar însemna că în sabat am putea face lucrurile care ne plac, dar care sunt plăcute în primul rând lui Dumnezeu. De acord? Da. Hai să mergem mai departe un pic și să vedem următoarea întrebare. Este evident în legătură cu aceasta, sabatul pare câteodată foarte încărcat și nu mai este o zi de odihnă. Câteodată ne odihnim mai mult duminica. Ce putem face ca sabatul să fie într-adevăr o desfătare? Brian? I feel like we make it a busy day. Cred că facem din sabat o zi foarte ocupată. Instead of centering our attention on God, în loc să ne îndreptăm atenția către Dumnezeu în sabat, we allow other things to enter our mind. Ne permitem altor lucruri să ne intre în minte. And I think it's the reason that the Israelites had to establish the preparation day. Și este acest motiv pentru care izraeliții aveau nevoie de ziua de pregătire pentru sabat. In Exodus chapter 16 verse 23. În Exodul capitolul 16 versetul 33. God tells them, "Tomorrow is to be a day of the Sabbath rest, a holy Sabbath to the Lord. So bake what you want to bake and boil what you want to boil. Save whatever is left and keep it until morning." So Dumnezeu le spune să pregătească tot ce au de pregătit înainte de sabat, pentru ca ei se poată bucura de sabat. On Friday, I believe we should do whatever we need to wrap up the week. Vinerea ar trebui să facem tot ceea ce putem să facem ca să încheiem lucrurile care au de a face cu săptămâna care a trecut. So that the Sabbath is a day of rest. Ca sabatul într-adevăr să fie o zi de odihnă. Tireta? Yes, I would like to read Exodus 20 verse 8. Remember Exodul 20 cu versetul 8. Remember to observe the Sabbath day by keeping it holy. You have six days each week for your ordinary work, but the seventh day is a Sabbath day of rest dedicated to the Lord your God. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Then I want to read an excerpt from, I don't exactly remember where I got this from, but it's an Ellen White thing. Aș vrea să mai citesc un citat din Ellen White. In no better way can parents exalt and honor the Sabbath. Nu există posibilitatea mai bună pentru părinți să ridice sabatul în ochii copiilor lor. Than by devising means to impart proper instruction. Decât prin a împărți instruire potrivită. To their families and interesting them in spiritual things. Pentru familiile lor și a instrui în lucruri interesante. Giving them correct views of the character of God. Dându-le o viziune corectă despre caracterul lui Dumnezeu. And what he requires of us in order to perfect Christian characters. Și ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi ca să ne corectăm și să ne construim caracterele perfecte. And attain to eternal life. Și să ne pregătim pentru viața veșnică. Parents, make the Sabbath a delight. Părinți, faceți din sabat o desfătare. That your children may look forward to it and have a welcome in their hearts for it. Pentru ca copiii să se uite cu plăcere la venirea sabatului și să-l strângă în inima lor. So I think one thing that we forget, since a lot of our Sabbaths are really busy. Cred că un lucru pe care îl uităm, pentru că sabatele sunt așa de ocupate. Is that we're not doing this for us. Este că nu facem aceste lucruri pentru noi. This is for God. Este pentru Dumnezeu. The 6 days is for us to do our work. 6 zile sunt pentru noi ca noi să facem lucrul nostru. The seventh day, no matter how busy it is, it should be for God. Ziua șaptea nu contează cât de ocupată este, dacă o facem tot ce facem în ziua șaptea pentru Dumnezeu. And if we love God, we should delight to worship him and do things for him. Și dacă îl iubim pe Dumnezeu, trebuie să ne desfătăm în a-l servi pe el și a face lucrările lui. The reason why Saturdays are so busy or people are busy is because when we do all these things during the week. Cred că unul dintre motivele pentru care sabatul este așa de ocupat este că facem toate aceste lucruri în timpul săptămânii.
We come to the Sabbath on Fridays and we have all this stuff to do, cleaning, cooking, whatever we're doing. Și venim din săptămână după ce am gătit, am curățit, am făcut o mie de lucruri. And we just come in the Sabbath really fast and we don't even have time, we haven't even gotten time to stop and just think, you know, just about the Sabbath. Intrăm în Sabbat în acea viteză din timpul săptămânii și nu avem timp să ne pregătim mental pentru ceea ce Sabbatul este. So I think if we just stopped and do what we have to do, but at the same time remember that we're coming to the Sabbath and it's a time of rest. Cred că dacă ne gândim bine că trebuie să terminăm lucrurile pe care le avem de făcut, dar în același timp ne gândim că sabatul urmează și trebuie să ne pregătim pentru el și ne oprim. We should just leave all the stuff that happened last the week before behind and trebuie să lăsăm lucrurile care s-au petrecut săptămâna precedentă înapoi a noastră. And just focus 100% on the Sabbath and on God. Și să ne concentrăm 100% pe sabat și pe ziua Domnului. Johnny? I once heard it in a sermon or I read somewhere. Am citit undeva, să nu mi-aduc aminte, am auzit într-o predică. That the pastor, he was saying that we need to prepare for the Sabbath on Sunday. Acest pastor spunea că ar trebui să ne pregătim pentru sabat duminica. So that way, by the time we get to Friday, the first Sabbath, we won't be. Și în așa fel, dacă începem pregătirea de duminică, când ajungem la sabat, suntem deja pregătiți. So. Aș vrea să citim un verset, dacă cineva vrea să citească Ioan 5 cu 18. Tocmai de aceea căutau și mai mulți iudei să-l omoare, numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și făcea astfel de opotrivă cu Dumnezeu. Nu știu dacă avem și varianta în engleză, ca să traducem corect, dezlega ziua sabatului. Anybody else the English version? Este John 5:18. Toată lumea are Biblie românește aici. E o problemă. Sunt setate pe limba română. John 5:18, yes. For this reason, they tried all the more to kill him. Not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own father, making himself equal with God. John 5:18? Yes. Breaking the Sabbath. Ok, dezlega. Noi am tradus românește cu dezlega sabatul, or breaking the Sabbath. La ce crezi că se referă acest verset? Ce făcea Iisus? E clar că era un lucru pentru care era urât și mai mult de farisei. Dar ce însemna acest aspect să dezlege sabatul? Well, this chapter is talking about when he healed. Acest capitol vorbește despre vindecare. Vindecarea. A vindecat un slăbănog. Un slăbănog. Ok. Da. Într-adevăr, vorbește despre vindecare și Iisus face ceva ce ei nu considerau că este bine să facă. Fariseii știu foarte bine că aveau foarte multe reguli pentru sabat. Și Iisus vine și ce face cu aceste reguli? Le cam rupe. De ce credeți că face acest lucru? Because the Jews, especially the Pharisees, were taking the law in its legal sense, not in its purpose. Pentru că farisei și saducheii luau legea în sensul literal și nu se gândeau la însemnătatea acelor porunci. And Jesus came and he said, "This is how the law is supposed to be." Și Iisus a venit și le-a arătat cum trebuie să respecte legea. Ei aveau foarte multe reguli pe care le-au făcut ei, de fapt. Deci nu erau în lege. Erau niște reguli inventate de ei și aceste reguli făceau ca sabatul să fie o zi foarte grea, o zi foarte obositoare, o zi în care nu puteai să te bucuri. De ce? Știți câteva din aceste reguli care le aveau? Ce reguli aveau în sabat care erau foarte, foarte stricte? They had rules about the number of steps you could walk. Aveau reguli despre câți pași poți să faci în ziua sabatului. What you couldn't do if you could put a mat down or. Dacă poți să pui un pat jos, dacă poți să-l ridici. Carry things. Dacă poți să cari lucruri, să le muți dintr-o parte în alta. Cum vi s-ar părea un sabat făcut din astfel de reguli? Difficult. Ca o povară. Foarte, foarte obositor.
Credeți că noi, adventiștii de aici din Loma Linda, avem astfel de reguli sau facem din sabat o astfel de zi? Nu sunt desigur. In our own way. În căile noastre. We do. Cred că facem acest lucru. But I think the point of these rules. Cred că punctul acestor reguli. Was to make the Sabbath more understandable. Era să facă sabatul mai mult pe înțelesul oamenilor. If you look at us now. Dacă ne uităm la noi înșine. At this moment, we are trying to find out to understand more about the Sabbath. Ne vorbim și discutăm pe marginea sabatului ca să înțelegem mai bine sabatul. That's what the point of these rules were, to help them know what to do on the Sabbath. Și punctul central acestor reguli era să știe ce să facă în timpul zilei de sabat. Although they did get a bit out of hand. Cu toate acestea, au ieșit puțin în decor cu regulile lor. Mă bucur că ai spus asta și cred că este cumva un punct important în răspunsul nostru la această întrebare, pentru că, într-adevăr, ei căutau să explice și să facă reguli în legătură cu ce trebuie să facă, dar interesant că toate regulile s-au transformat în ce să nu facă. Să nu faci pași, să nu transporti, să nu ridici. Whenever you're done. Da. Okay. I think in addition to them trying to figure out what to do on the Sabbath. Cred că în paralel cu această preocupare de a afla ce să facă și ce să nu facă în ziua de sabat. I think in the end the reason they had so many rules. Cred că motivul pentru care aveau așa multe reguli. Is because they were trying to find loopholes in all their rules of what not to do. Era pentru că încerca să găsească tot felul de portițe în lege prin care să manipuleze legea. Kind of like how close can we get to the end of the cliff without falling off? Cât de aproape am putea merge de marginea prăpăstiei fără să cădem? Aceasta era preocuparea lor. So we can't travel more than 6 miles? Sau nu putem să călătorim mai mult de 6 mile în ziua sabatului? All right, we'll put food for every 6 miles where we need to go and then that way we'll be okay. O să punem mâncare vinerea din 6 în 6 mile ca să putem să călătorim mult mai mult decât înainte. Ok. Încercarea ar fi să găsim aceste reguli care fac sabatul o povară și să le desființăm. Care credeți că este riscul pe care îl asumăm în momentul în care începem să dăm la o parte regulile cu care ne-am poate obișnuit deja? Deci sunt niște reguli mai mărunte. De exemplu, dați exemple de niște reguli care voi le știți de când erați copii că nu aveți voie să faceți în sabat. Ce n-aveți voie să faceți? Don't shower. N-ai voie să faci duș în sabat. Așa. Ok. Altceva. Poți să mergi în sabat, dar nu poți să fugi. Nu? Dacă ești copil, n-ai voie să fugi. Poți să mergi. Can't play board games. Nu poți să te joci jocul din ăsta pe masă. Poftim? Să nu rupi lucruri. Mere din pom. Dacă cade pomul, mănânci mărul. Dacă nu cade, aștepți până cade. Să nu rupi. Desenat. Aveați voie să desenați? Păi că aici în față avem un atelier serios. Nu prea aveam voie să... Da, oricum. Depinde, dacă desenezi ceva din lecțiune, e ok. Ok. Să fie din lecțiune. Ok. Să ne întoarcem la întrebare. E clar că sunt anumite lucruri care poate nu găsim sensul sau n-au rost în felul în care gândim acum. Dacă începem să le dăm la o parte, credeți că există vreun risc în a merge prea departe sau nu? Ok, încă o dată întrebarea. Sorry, poți să trebuiești întrebarea? Ok. So, am vrut să vă spun că atunci când începem, spunem că nu este... Did you guys understand the question? Ok. I think there is a risk of... pushing it too far. Există un risc de a împinge lucrurile prea departe dacă ne apucăm să desfințăm. Because the more rules you take out, cu cât mai multe reguli iei afară, the easier it is to take out even more. E faci din ce în ce mai simplu să-ți scoți cât mai multe reguli afară din toate domeniile. You get accustomed to things a certain way. Te obișnuiești cu lucrurile într-un fel anume. And then what once seemed ridiculous to do on the Sabbath. Și poate ceea ce părea foarte ridicol să faci în sabat înainte. Now it seems like it's not such a big deal. Acum apare că nu e mare lucru. So then I think
the more you start taking out, you can step by step just drift further and further away from how the Sabbath was intended to be kept and what the things that, you know, worship God. And și cu cât scot mai multe lucruri afară, cred că ne îndepărtăm mai departe și mai departe de intenția lui Dumnezeu pentru păzirea sau observarea Sabatului. I think there's a phenomenon that I don't really remember what it's called. Există un fenomen, nu știu exact cum se numește. But going along the lines of what Lynette said. Mergând în paralel cu ceea ce a spus Lynette. It's kind of like a slippery slope. E ca o pantă phenomenon. And take an inmate in prison, for example. Luați de exemplu o persoană care este încarcerată, o persoană într-o pușcărie. He's in solitary confinement and all he's thinking. Este în la izolare, cum se numește. Now he's thinking about, man, if I could just get back to my own cell, everything will be okay. Și el se gândește, oh, dacă aș putea să ajung de la izolare în celula mea, ce bine ar fi. Time goes by, he goes into his cell. Și timpul trece pentru pedeapsa respectivă și este pus înapoi în celula lui. Oh, he's very, very happy for a time. Și este foarte, foarte fericit pentru moment. And the next thing, man, if I could only be outside of this jail. Și după aceea se gândește, e bine aici, dar dacă aș putea fi în afara închisorii. He finally gets out, goes back home. Se duce afară și se duce acasă. Now, man, I have this small apartment. If only I had a bigger apartment. Păi, ăștia locuiesc în apartamentul ăsta mic, dacă aș avea un apartament mai mare. So on and so forth. We have, as you know, part of our human nature, if only I can do more, if only I can be better and get something. Și cred că o parte din natura noastră umană totdeauna ne spune, dacă aș putea avea lucrul respectiv, dacă aș putea ajunge la următorul pas, ce bine ar fi, atunci ar fi. So yes, there is a risk. However, există un risc, într-adevăr. The love of God constrains us. Dar de asemenea, dragostea lui Dumnezeu spune Biblia că ne constrânge. So I think that if we maintain and strengthen our relationship with God, și cred că dacă ne păstrăm și ne întărim relația noastră cu Dumnezeu, the risk becomes less of a risk if in a riscul way. Se diminuează. Au fost două lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut în legătură cu ziua sabatului în Geneza. În momentul când a făcut sabatul, ziua a șaptea, El a făcut două lucruri pentru această zi. Vă amintiți care au fost acele două lucruri? A? Ok. A binecuvântat-o și a sfințit-o. Știu că deviez un pic de la întrebările noastre standard în momentul ăsta, dar aș vrea să vă întreb, a binecuvântat-o, e mai ușor de înțeles, ce înseamnă că a sfințit-o? A pus-o deoparte. Personal, cred că aici este riscul, sunt de acord cu ce a spus și cred că suntem în aceeași idee, și anume că atunci când desfințăm foarte multe din lucrurile pe care știm deja că ar fi bine să le facem sau să nu le facem în sabat, riscăm să ajungem să atingem sfințenia sabatului. Mesajul lui Iisus pentru noi și pentru oamenii din vremea aceea a fost să dezlegăm sabatul de toate fariseismele care îl făceau o povară, dar să nu ne atingem de sfințenia sabatului, să-l păstrăm o zi sfântă. Și asta cred că este o formă foarte echilibrată de a aborda aceste reguli pe care le avem în sabat. Următoarea întrebare se referă la faptul că Iisus a fost criticat pentru modul în care ținea sabatul, chiar de oamenii cărora le-a fost dată această binecuvântare, acest sabat. Este posibil ca noi adventiștii să nu înțelegem pe deplin sau să nu păstrăm corect sabatul? Și dacă da, ce putem face ca să-l înțelegem mai bine, să înțelegem cum vrea Dumnezeu să păstrăm această zi? Well, the answer is yes. We should judge it in the Bible. That the way Jesus did in the Bible, so Jesus did on the Sabbath. He went to synagogue, he healed, he went to nature, he went through. So God should be our example when we. Deci răspunsul este da. Iisus ne-a dat un exemplu cu ceea ce a făcut El în sabat. A vindecat, a fost în natură, a învățat pe oameni toate aceste lucruri. Ok, I'll just say something quick. I think that just like the Pharisees, their intentions started out correctly, but they got lost in it. Exact ca în cazul fariseilor, intențiile lor au fost corecte inițial pentru lucrurile pe care au făcut și pentru regulile care au venit, dar so I think at some point we all started out right.
Și cred că la un punct anume toți am început cu o viziune corectă. And perhaps, I'm not saying for sure. Și poate, spun poate, nu sunt sigur. But along the way we lost sight of the love and the meaning, the true meaning of the Sabbath. Pe parcurs am pierdut însemnătatea dragostei și adevărata însemnătatea sabatului. And we're focusing more on what should I do, what should I not do, and we're stressing it ourselves out. Și ne preocupăm mai mult cu lucrurile pe care trebuie să le facem și nu trebuie să le facem și ne stresăm pe noi înșine. And because we're stressing ourselves out, we don't have actually time to think about God because like, oh no, wait, I shouldn't do that. Oh wait, no. Și nu avem timp să ne gândim la Dumnezeu și ne gândim mai mult, nu trebuie să fac lucrul ăsta, trebuie să fac lucrul ăsta. Suntem foarte preocupați cu aceste să faci, să nu faci. Și întrebarea totuși rămâne, cum găsim soluția? Care ar fi soluția? Unde să mergem? Cum să aflăm adevărul și ce este de făcut în sabat? Discutam faptul că știm ce nu trebuie și la asta ne pricepem să facem foarte multe reguli. Să nu facem aia, să nu facem cealaltă, să nu. Întrebarea este în legătură cu lucrurile pe care să le facem. Cum să găsim răspunsul la această întrebare? Cum să dezvoltăm această paletă de activități, acest spectru de lucruri pe care putem să le facem în sabat. Ajungem imediat acolo. I would say, look at Jesus' example, like everyone always says. But the only issue I see with that... Iisus ne-a prezentat un exemplu, exact, din punctul lui de vedere. But the only issue I see with that is that times have changed greatly. Dar timpurile s-au schimbat din momentul respectiv. And like we said, we're always wondering, can I do this or can I not do this? Și întotdeauna ne întrebăm, pot să fac lucrul acesta, să nu fac lucrul respectiv? So maybe we should return to the original point of, does this glorify God? Does this make my relationship with God better? Și cred că ar trebui să ne întoarcem la origini și să ne întrebăm întotdeauna dacă acest lucru ne apropie de Dumnezeu sau ne întărește relația noastră cu El. I think we need to go back to the Garden of Eden. Și ar trebui să ne întoarcem la grădina Edenului. Where Adam and Eve, the seventh day, was for them to meet with God. Și singurul lucru pe care îl făceau Adam și Eva în timpul sabatului se întâlneau cu Dumnezeu. So for us, that should be our answer. For a seventh day, should be a day that we come to meet with God. Whether that's in nature or at church. Și pentru noi, răspunsul se referă la faptul că în ziua de sabat trebuie să căutăm să ne întâlnim cu Dumnezeu. Fie la biserică și în natură, să nu orice fel de alt loc unde Excelent. Este un răspuns foarte, foarte bun și îmi place acest răspuns. Practic, răspunsul s-ar concretiza în a dezvolta un principiu. Și principiul ar fi să-i aduci slavă lui Dumnezeu, să-i dai glorie lui Dumnezeu și dacă ceea ce faci îndeplinește acest principiu, faci un lucru bun. Așa cum s-a anticipat deja, următoarea parte va fi să comentăm un pic acest text din Isaia, în capitolul 58, versetul 13. Cine dorește poate să citească acest verset. Isaia, capitolul 58, versetul 13. Keep the Sabbath day holy. Don't pursue your own interests on that day. But enjoy the Sabbath and speak of it with delight as the Lord's holy day. Honor the Sabbath in everything you do on that day and do not follow your own desires or talk idly. Then the Lord will be your delight. I will give you great honor and satisfy you with the inheritance I promised to your ancestor Jacob. I, the Lord, have spoken. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale, în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedădându-te la flăcării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Vom încerca să nu întinde foarte mult discuția aici. Prima întrebare care aș vrea să-și o pun, apare cuvântul sabat de mai multe ori în acest verset și știu că una din întrebările de părista noastră era cum știm care este acest sabat? Este sâmbăta, este duminica, vinerea, ce este sabatul? Care este? Știm că sunt alte biserici care consideră că ziua de odihnă e diferită. So, întrebarea este, care zi de închinare este sabatul? Ce reprezintă sabatul despre care se vorbește în acest sabat, în acest verset?
Care este ziua șaptea? Sâmbăta? Sâmbăta, dar de unde știm asta? Din cele 10 porunci. Da? Și cum se face că cele mai multe biserici se cheie duminica? In the New Testament, in the Old Testament, one of the apostles refers that the old law has been done away with. Pavel spune despre faptul că legea s-a dus. Referring to the ceremonial law. Dar se referă la legea ceremonială. While many other churches believe it refers to the Ten Commandments. Dar alte biserici se gândesc că această referire a lui Pavel se face la cele 10 porunci. Nu mai există cele 10 porunci. While there's many much more to it, this is the basic principle. Acesta este principiul de bază pe care ei, ceilalți, probabil și alte biserici, se gândesc și respectă duminica în loc de sabat. Vreau să vă spun că majoritatea bisericilor acceptă faptul că ziua duminicii a fost schimbată, ziua sabatului, ziua sâmbetei, a fost schimbată în duminică. Și nu avem niciun argument biblic pentru această transformare. De sabatul de aici este clar că am crezut că e foarte din întrebările noastre, nicio problemă, nu o să insistăm mai mult, e destul de simplu răspunsul aici, e clar că este vorba de sâmbătă. Ce părere aveți de acest text din Isaia 58? Cum vi se pare? Vi se pare restrictiv? Vi se pare bun? Vi se pare benefic? Ce părere aveți despre aceste sfaturi pe care le primim în legătură cu sabatul? I see it as a promise. Îl văd ca pe o, ca pe o făgăduință. Just like the fifth commandment, I believe exact it is. Exact ca porunca a cincea. It says, honor thy father and mother. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. So that thy days may be long upon the land that earth God has given you. Ca să ți lungească zile în țara pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău. This is along the same lines. Și această Isaia 58 merge pe aceeași linie. If you keep your feet from breaking the Sabbath, dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, and doing as you please on his holy day, și dacă nu-ți voi face gusturile tale în ziua lui cea sfântă, then you will find joy in your Lord. Vei găsi desfătare, vei găsi bucurie în Domnul. Exactly, and the rest of the blessings. Și celelalte binecuvântări care sunt prezentate. I just want to make sure that we're not thinking of what can we do, what can I do. Și aș vrea să fiu sigură că nu ne gândim la ce aș putea să fac eu, ce am putea să facem noi. Because our will should be God's will. Voința noastră trebuie să fie voința lui Dumnezeu. Our relationship should be so close to God and so connected with God. Ar trebui să fim așa de conectați, așa de aproape de Dumnezeu. That there doesn't have to be, but God, I want to do this. N-ar trebui să ajungem la discuția la care spune, Doamne, totuși aș vrea să fac lucrul ăsta. So I think that's why, you know, it's very simple. Don't pursue your own interests. E foarte simplu. Nu-ți urmări interesele tale. It says, speak of it with delight as the Lord's day. Și să te gândești la ea ca cu desfătare, pentru că este ziua Domnului. So, to me, it's just really simple. If pentru mine e foarte simplu. If we treat it as, you know, one of our days that we have to put aside for God. Dacă ne gândim că aceasta este ziua noastră care noi trebuie să o punem deoparte pentru Dumnezeu. Then of course it's going to be a burden for us to try to acclimate our lives for this one day to not do anything. Bineînțeles că o să fie o povară pentru noi să ne conducem viața și să ne gândim în ziua aceea diferit de restul săptămânii. But every day that we have during the week, during the weekend, fiecare zi pe care o avem din timpul săptămânii sau din timpul is a day that God gave us. Este o zi pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă. And this day we should be delighted to spend with him as, hey, I don't have to worry about anything else. Și în această zi ar trebui să ne gândim, să ne desfătăm în ea, pentru că nu trebuie să ne facem griji despre nimica. I had a teacher at La Sierra. Am avut un profesor la La Sierra. And every Friday lecture after his lecture ended. Și fiecare oră la vineri seară. He would say, take a box, imaginary box. Spune așa, imaginați-vă o cutie. Put all your worries of school, relationships, anything in this box. Puneți toate îngrijorările, toate problemele pe care le aveți în această cutie. Close it. Închideți-o. Put it away, because now it's Sabbath. Acum este sabat. So today should be nothing with your weekly worries, but just you and God. Sau nu ar trebui să ne concentrăm asupra problemelor noastre zilnice din timpul săptămânii, ci să fie o zi pe care o petrecem cu Dumnezeu.
Ultimul lucru care vreau să-l subliniez, Tiretel a răspuns cumva la întrebarea asta, poate dacă aveți și alte idei, e clar că apare aici o contradicție, o aparentă contradicție, un aparent paradox, și anume să nu-ți faci gusturile tale și totuși să fie desfătarea ta. Adică, ce înseamnă să fie desfătarea ta? Să-ți placă, nu? Să-ți placă. Și totuși zice să nu-ți faci plăcerile tale. Cum e posibil să fie ceva extraordinar de plăcut și totuși să nu faci ce-ți place? Sau plăcerile tale, ca să fiu mai corect. This verse starts with a very important word. Versetul din Isaia începe cu un cuvânt foarte important. So it says, keep it holy. Spune să-l ținem sfânt sabatul. Cuvântul sfânt îl găsim și în Exodul 20, care este foarte important pentru noi, este parte din cele 10 porunci. So that word holy, when we do something for our own pleasure, când facem ceva pentru plăcerile noastre, pentru interesul nostru, and something that we like, și ceva care ne place, it can't be holy, you know? Nu poate fi sfânt. The word holy is used as a very sophisticated and high, you know, it's used in the Bible for something to represent something big. Cuvântul sfânt în Biblie este folosit pentru ceva care este într-adevăr extraordinar, nu este un lucru banal, obișnuit. So for to use that for our own pleasures, when we have our own pleasures. Să folosim cuvântul sfânt pentru plăcerile noastre, it doesn't really connect. Nu se potrivește, nu se conectează această idee. The moment you see this word holy in so many verses, that means it's something really important that we must do. Când vedem acest cuvânt sfânt în atâtea pasaje legate de sabat, într-adevăr sabatul este ceva deosebit, este ceva extraordinar, nu este un lucru obișnuit. Am vrea doar să concluzionăm aici. Tiretel a spus mai multe despre acest lucru, și anume că să lași grijile tale, să le îndepărtezi în ziua sabatului. E clar că acest verset nu vorbește de lucruri care nu ne plac. Trebuie să facem lucruri neplăcute în ziua sabatului și să mai zicem că ne și desfătăm în ele. N-ar fi corect să facem asta. E clar că se referă, cum a spus și Luis, la plăcerile tale. Și astea sunt cumva lucrurile de care vrem să ne ferim în această zi, în ziua sabatului care este pusă deoparte. Sunt plăcerile, este voia lui Dumnezeu și plăcerea lui pe care contează în primul rând în această zi, și putem să discutăm mai mult dacă doriți despre faptul că sunt foarte multe lucruri care ne plac și nouă și lui Dumnezeu. Nu sunt lucrurile doar care îi plac lui Dumnezeu și nouă ne fac plăcere, dar nu avem ce face. Vrei să spui ceva? I just wanted to read a quote real quick. Vreau să citesc un citat. I believe this is from Patriarchs and Prophets. Cred că este din Patriarhi și Profeți. It said, God has given men 6 days wherein to labor. Dumnezeu a dat oamenilor 6 zile pentru ca ei să lucreze. And he requires that their own work be done in the 6 working days. Și el așteaptă ca noi să terminăm lucrurile pe care le avem de făcut în aceste 6 zile. Acts of necessity and mercy are permitted on the Sabbath. Fapte neapărat necesare și de milă sau compasiune sunt potrivite cu ziua sabatului. The sick and suffering are at all times to be cared for. Și cei bolnavi și cei care sunt în suferință ar trebui să fie îngrijiți tot timpul. But unnecessary labor is to be strictly avoided. Dar munca care este neapărat necesară trebuie ocolită. That was kind of answering the question before, but I really wanted to read that. Răspunde la întrebarea anterioară, dar am vrut să citesc acest vers. Because I really like how it says acts of necessity and mercy. Pentru că vorbește despre acte sau fapte neapărat necesare sau fapte de compasiune. I think a lot of times we're too strict on what we can and can't do and don't think of, is this merciful towards another person? Is this what God or what Jesus would do for them because of his nature of being merciful and loving? Și Iisus, datorită naturii lui, totdeauna s-a angajat în aceste acte de compasiune și acte de neapărat de necesitate. Și pentru asta a și intrat în conflict cu farisei din vremea lui. Mă întrebam pe Mihai, dacă să mergem mai departe, mai avem 3 sau 4 întrebări sau să ne oprim aici. Ce doriți să facem? Eu vă întreb întâi pe voi.
Ok, pentru această audiență. Putem să mergem mai departe sau să ne oprim aici și mai facem încă o sesiune data viitoare? Mai facem o sesiune. Mai facem o sesiune, bine. Gata. Bine. Înainte să-l chem totuși, aș vrea să vă dau ocazia, dacă aveți alte idei sau gânduri cu care v-ați pregătit, poate, să le spunem ca să nu irosim momentul acesta unic. It says in the Bible that the Sabbath was made for man. Spune în Biblie că sabatul a fost făcut pentru om. So if it was made for us, it was made for us to enjoy it, it was made for us to rest. Și a fost făcut pentru noi ca să ne bucurăm de el, să ne odihnim în sabat. But then again, if we look at what God did in the Sabbath. Dar dacă ne uităm la ce a făcut Dumnezeu în sabat. It seems he wants us to enjoy the Sabbath. N-a făcut doar să se bucure de sabat. But he wants us to do things that glorify God. Și el vrea ca noi să facem lucruri care îl glorifică pe el. But not as a burden. Dar nu ca o povară pentru noi. Mulțumim foarte, foarte mult. Eu găsesc foarte interesantă această discuție și foarte utilă. Și sunt convins că și dumneavoastră sunteți în asentimentul meu în faptul că discuția despre sabat este una extrem de importantă pentru noi și ne definește. Discutam astăzi la lecțiune un pic despre identitatea noastră de adventiști de ziua șaptea. Purtăm în nume acest element definitoriu și anume sabatul, pe care trebuie să-l înțelegem în profunzimile lui. Ca să vă motivez pentru data viitoare să participați și poate chiar să aduceți ceva, nu știu că o să avem timp să discutăm și cu întreaga sală. Următoarele întrebări sunt foarte provocatoare și foarte interesante și mă bucur că tinerii au venit cu astfel de întrebări. Care e cea mai bună metodă de a comunica credința noastră despre sabat ca fiind adevărata zi de odihnă? Sunt oameni care nu țin sabatul. Sunt acești oameni automat pierduți? Și ultima întrebare se referă dacă la faptul este păcat să faci munca medicală de voluntariat în sabat? Sunt niște lucruri care merită discutate. Sunt niște lucruri care merită să ne gândim la ele și merită să găsim soluții. Îmi pare rău că n-am reușit să trecem prin toate aceste probleme astăzi, dar sunt convins că data viitoare vom putea găsi răspunsurile și vom putea trăi această credință și această sărbătoare a sabatului în desfătare. Acesta este versetul care am încheiat în această dupămasă. Să ne desfătăm, să ne bucurăm cu toată inima de această zi. Aș vrea doar să spun un lucru din spiritul profetic. Cred că în Patriarhi și Profeți spune că sabatul a fost făcut pentru om, nu era în mod special pentru israeliți, ci era pentru restul popoarelor. Pentru întreaga lume. Pentru că este un semn special și poate să avem timp data viitoare să intrăm și în profunzimile acestei idei a semnului sabatului, care duce înapoi la creațiune. Sunt foarte multe lucruri legate de sabat. În orice caz, aș vrea să vă bucurați de sabat, să-l faceți desfătarea dumneavoastră și să ne bucurăm împreună lăudându-l pe Dumnezeul care ni l-a lăsat ca o binecuvântare și pe care îl vom avea în veșnicii, ca să ne bucurăm cu toții. Amin. Amin. La încheierea acestui serviciu divin, vă invit să cântăm Domnului Dumnezeului nostru, Dumnezeul Sabaot, imnul 603. Vom cânta prima, a doua, a patra și a cincea strofă. Când seara s-a lăsat.
nostru, dorim să ne închinăm și să-ți mulțumim din toată inima pentru sabatul sfânt care ne l-ai dat și astăzi. Îți mulțumim pentru hrana spirituală, pentru cuvântul tău. Îți mulțumim pentru că am putut să ne readucem aminte de tine, de creațiune, de tot ceea ce tu ai făcut pentru noi și de răscumpărarea prin sângele Domnului Iisus. Ajută-ne ca această dragoste pe care tu ne-ai arătat-o să ne conducă în continuare în săptămâna în care vom intra. Te rugăm ca să binecuvintezi pe tineri, binecuvintează familiile din această biserică, pe copii și pe cei în vârstă, binecuvintează pe cei bolnavi, te rugăm, binecuvintează pe cei care duc Evanghelia aici și departe. De asemenea, ajută-ne ca în timpul zilelor care tu le-ai pregătit pentru noi să putem să fim lumini pentru tine, pentru ca oamenii să te cunoască și să poată să fie pregătiți pentru întâlnirea cu tine. Îți mulțumim că ne asculți și dorim să te lăudăm. Prin numele Domnului Iisus. Amin. Amin.